Domnule primar, să ne spuneți care au fost realizările în mandatul trecut, ce s-a făcut concret în acea perioadă. Deci, în mandatul trecut am avut destul de multe realizări, practic terminând peste 80% din ceea ce am promis la începutul preluării mandatului. Plus de asta au venit multe lucruri din urmă. Am reușit în mandatul trecut să reabilităm peste 20 de kilometri de drumuri agricole ca să facilităm accesul cetățenilor la terenurile agricole pe care le au dânșii, la exploatațiile agricole, să-și poată deschide ferme și să știți că s-a realizat nu mult, dar puțin din acest lucru, având câțiva fermieri în localitate. Am reușit, cred că, cel mai important lucru, să finalizăm stația de tratare și potabilizare a apei. Este o investiție pe fonduri AFIR în valoare de peste 5 milioane de lei. Toți sunt nerambursabili, investiția pe fonduri europene. În momentul de față, practic, așteptăm să facem recepția finală a obiectivului, după care o să-l punem în funcțiune, astfel încât locuitorii Eudului să se poată bucura de apă curată. Pentru că problema apei era destul de strigentă, tot timpul erau reclamații că nu este potabilă, că mai este murdară. Acum, cu această investiție, sperăm să terminăm cu aceste povești și să beneficieze de o apă așa cum trebuie. Am finalizat reparațiile și modernizările la cele două școli, la școala din centru, la grădinița și școala de la Țuidic, dar din păcate, vedeți, cu pandemia copiii nu se pot bucura de acest lucru, ei stând acasă și așteptând acum să vină tabletele să facă învățământul online. Cu toate că în localitate, la gradul de infectare, suntem zero și noi considerăm că nici 10 tablete nu pot să înlocuiască un învățător sau un profesor. Cam acestea au fost în mare parte, pe lângă lucrurile curente pe care le-am făcut în localitate pentru administrarea ei. Bineînțeles, am mai asfaltat încă vreo 4 km de teren, de drum, deci tot timpul ne preocupăm de bunul mers a localității. Pe viitor, a trecut un ciclu de alegeri, am recâștigat un nou mandat de primar, am recâștigat și alegerile, ca acum s-au încheiat alegerile generale, deci suntem pe un tren bun în Eud, iar pe viitor ne propunem să accesăm cât mai multe proiecte pe fondurile europene. Și în acest sens mă gândesc la un proiect de construcția unui nou sediu de primărie, de construcția unui nou sediu de cămin cultural și la un proiect pe care l-am așa în gând pentru buna funcționare a sistemului de alimentare cu apă, pentru că plata la EUD este una nesemnificativă și în sistem paușal, astfel încât pot să zic că se cheltuie mult mai mult decât au necesar. Chiar acum, pe frig, toate robinetele afară sunt pornite, să înființăm un sistem de eficientizare a sistemului de gospodărie a apei, prin sensul de a monta, așa cum este și normal, apometre la fiecare locuință. Sigur, va fi un efort financiar destul de mare, întrucât vor fi demontat peste 1500-1600 de apometre, iar vine să mai spargem, că așa suntem noi. Azi facem, mâine spargem, pe la străzi, pe la trotuare, să vedem, să le putem monta și atunci se va, consumul de apă cred că va fi mult, mult, mult mai. Eu estimez chiar cu 30-40% mai puțin față de momentul actual. Se va plăti metru cub și e ca și cu curentul. Fiecare plătește cât consumă și atunci o să vedeți că va fi mult mai puțin consum. Cam astea ar fi câteva din multele priorități pe care le avem. Sigur că avem încă o prioritate și ați văzut, am început deja construcția trotuarelor, aproape un kilometru este făcut pe una din părțile drumului județean, vrem să facem și avem un proiect aprobat pe PNDL, pe Planul Național de Dezvoltare
locală. Avem aprobat, dacă bine rețin, undeva la 9 km. În suma respectivă ne încadrăm la 9 km de trotuare, lucru care va schimba complet fața Iehudului. Tot în centru, prin Gal, vreau să spațiu este de acea natură încât nu-mi permite cum ar trebui să facem o mică piață așa centrală, nu piață în sensul de târg, o piață cu cum au orașele mai mari, dar la noi va fi ceva mai mic și să punem așa în valoare unde se poate da un spectacol, se poate da alte activități, se pot face, să fie ceva frumos. Cam astea sunt prioritățile mele pentru celălalt mandat. Bineînțeles, vom fi aproape de școală, pentru că sistemul de învățământ trebuie sprijinit. Suntem siguri că se va termina și cu această pandemie și copiii vor reveni. În momentul de față suntem în faza de introducere și mai mult am făcut-o tot pentru școală, dar vor beneficia după aia și cetățenii unui sistem de metronet în toată localitatea, astfel încât să fie sistemul Wi-Fi accesibil gratuit pentru toți cetățenii. Vom pune acum 8 puncte și dacă nu va satisface întreaga raza comunei cum trebuie, vom extinde. Școala știu că a primit prin intermediul inspectoratului școlar peste 170, 174 sau 175 de tablete care le vor distribui copiilor, dar noi între timp am depus și proiectul de care tot vorbește guvernul și se va finaliza undeva prin ianuarie, am înțeles, atunci vor fi dați câștigătorii pentru achiziția de tablete, laptopuri pentru profesori, table inteligente, practic o digitalizare și informatizare a școlii. Noi sperăm să le putem realiza și să beneficieze copiii, pentru că dacă va merge mult timp sistemul ăsta online, chiar nu știu ce o să se întâmple. Vorbeați mai devreme de proiecte. Aveți o echipă cu care să atrageți proiecte europene, pentru că de acolo vin principalele localități. Acum nu am o echipă specializată pentru așa ceva. Le discutăm aici cu în primărie, să vedem de ce avem nevoie și luăm câte o firmă de consultanță, de proiectare, care le facem și după care le depunem. În general, noi am avut din ceea ce am depus o șansă, o reușită de 90%. Din toate proiectele care le-am depus pe fonduri, dar unul pentru modernizarea drumurilor agricole n-am întrunit punctajul și nu l-am realizat, întrucât Iehudul nu-i străbătut de drum județean sau de un drum național ca să creștem la punctaj. Și drumul local, la drum de importanță locală sau drum comunal, punctajul era foarte mic și acolo mi-au depășit cu 7-8 puncte. Și la alea am obținut în jur de 92-93 de puncte, dar era insuficient să o câștigat cu 97-98. Dacă mai luam la punctul respectiv un punctaj mai mare, era clară situația. Ne vorbeați mai devreme de pandemie. Spuneți-ne cum ați gestionat dumneavoastră această perioadă? Acum, ce să vă spun? Dacă gradul de infectare maxim a fost la 0,46, însemnând două persoane din Iehud pozitive, eu zic, și doar pot să pe o perioadă de 14 zile, eu zic că am gestionat-o foarte bine, nu? În momentul de față, mai ales în ultimele săptămâni, când gradul a crescut peste tot, noi ne-am menținut la zero. Din câte știu, erau 4 localități în Maramureș cu gradul de infectare zero. Am avut, sigur, și la școală și la instituții și peste tot, am asigurat cu dezinfectanță, am asigurat măștile la școală, tot ce a fost necesar să din partea primăriei. Vedem că acum cu această perioadă nu se mai pot ține acele festivaluri de sărbători, concerte de colinde. Dumneavoastră aveți ceva pregătit pentru sau cum să facă? Sincer să vă spun, nu am pregătit nimic pentru că nu știm ce o să se întâmple. Pe legislația actuală, pe ordinul comisiilor județene de situații de urgență și a comitetelor naționale, în momentul de față nu pot să faci absolut nimic, nu? Sunt interzise toate și nu cred că să întrezăresc perspective grozav de bune. Dacă stăm să ne gândim bine, mai sunt 2 săptămâni, 3 maxim până la Crăciun și nu știm să
fi apărut ceva modificări sau să ne anunțe, vedeți că se vor putea organiza sau nu. Efectiv, nu vor putea fi concerte, nu vor putea fi absolut nimic, sărbătorile de Crăciun nu vor fi, grupuri la Sighet, la tradiționalea sărbătoare, bănuiesc că nu se va organiza nici aia. Dacă o depunere de coroană la 1 decembrie te-ai dus 3-4 oameni așa într-un grup, ce să faci din coace? Când, dacă ești în grup mai mare de 3, nu-i voie, nu? Pe legislația actuală, grupurile sunt oprite. Dar eu sper ca totuși, măcar prin biserică, pentru că o să vorbesc cu preoții și nici nu trebuie, că dânșii se organizează atât biserica ortodoxă cât și biserica greco-catolică, vor colinda la biserică, poate copiii vor ține un concert acolo dacă vor merge și oricând, rolul bisericii în promovarea tradițiilor de Crăciun cred că e mai mare decât a autorităților și o tradiție a lor. Vă spunează proiecte, ce ar fi prioritar și care ar trebui implementat pentru prima dată, acum noul mandat? Ce le lipsește? Păi, acum nu putem spune ce le lipsește, că practic multe lucruri nu lipsesc, dar sunt necesare toate care vi le-am spus. Și primăria nu-i lipsește că este aici, dar pentru o desfășurare a activității mult mai eficientă, cred că și un spațiu corespunzător ar fi mult mai benefic. În ce sens? Ai o stare civilă, ai o sală bine pusă la punct în care poți să vină. Ședințele de consiliu le poți ține în alt mod, în sensul ăsta. Sigur că prioritățile lor, după mine, a fost școala și școala a fost prima și cea mai mare prioritate de-a lungul mandatelor, ca copiii să aibă spații corespunzătoare și, din păcate, cu cât a crescut calitatea condițiilor, a scăzut calitatea învățământului. Deci astea n-au mers mână în mână. Deci toate ar fi și sigur, cel mai asta și vă spuneam că vom avea recepția finală, după care dăm drumul la stația de potabilizare a apei și cred că asta e cel mai important lucru. Sigur, vom mai face câteva extinderi de apă în ceva cătune așa mai îndepărtate. Mai avem de lucru un pic la stația de canalizare, un pic la sistemul de canalizare. Mai sunt lucruri care le vom termina. Să vorbim și despre spații de recreere pentru tineri. Aveți un plan sau... La spațiile de recreere pentru tineri, aici vă referiți în general la parcuri, ce să vă spun? Terenuri de sport. Eu am în vedere, chiar în programul meu am trecut, că vreau să fac un teren de sport mare, nu de ăsta mici am făcut. Este teren de sport, bază sportivă multifuncțională, este în curtea școlii cu ziceți, gazon sintetic de o foarte bună calitate, cu nocturnă. Nu se pot întruni nici acolo acum, dar din punctul ăsta de vedere stau bine. Am un parc în fața școlii cu câteva băncuțe și un monument mic pentru centenar. L-am realizat și ăla. Iar la ceea ce spuneți dumneavoastră, la terenul de sport, la un teren de fotbal, mă gândeam și chiar să înființăm o echipă de fotbal. Acolo sunt în tratative ca să putem achiziționa câteva terenuri. Pentru că nu dispunem, asta e marele punct negativ, nu avem terenul respectiv în proprietatea primăriei și va trebui să achiziționăm cam un hectar și ceva, un grup compact, un teren, și ceea ce vreau e să fie cât mai, ziceți, cât mai aproape de centrul localității, nu într-o zonă, că într-o zonă retrasă îl putem găsi, ca să fie cât mai accesibil. Să vorbim puțin și despre turism, pentru că știm că Iehudului este foarte... Sigur. Acum, să știți că eu am vorbit cu pensiunile de aici, nu s-au plâns nici anul ăsta cum a mers turismul. Pentru perioada care am traversat-o a mers foarte bine. Cred că inclusiv acea soluție care a găsit-o guvernul, nici nu știu care, înainte, guvernul PSD de a asigura salariaților bugetare acele vouchere de vacanță, faptul că majoritatea bugetarilor le-au primit și au trebuit să le folosească în România, pe lângă faptul că nu au putut să iasă în străinătate atât de mulți anul acesta, a făcut ca să vină și au venit în Maramureș, să știți. Nu s-au, poate că un pic mai puțin decât în ceilalți ani, dar au venit destul de bine și și-au folosit acele vouchere și atunci operatorii de turism de aici din zonă, pensiunile mari, mai mici, să știți că nu au avut de suferit.
și sperăm să fie la fel și în continuare. Ceea ce am văzut din 1 decembrie, într-adevăr, n-a venit aproape nimeni, cu tot că aveau la pensiuni rezervat și-au anulat rezervările. De Crăciun nu știu, nu cred că au primit pensiunile, n-au făcut contracte, dar se va revigora. O să vedeți în momentul în care o să ridice aceste restricții, faptul că drumul pe Valea Izei totuși este în proporție de 90% nu terminat, funcțional, pentru că primul strat de asfalt este turnat din Bârsana până în Săcel, fără Bogdan Vodă, plus am văzut că Bogdan Vodă este, nu Bogdan Vodă, Bârsana cu Vadul Izei deja e făcut, așa că traficul care era, cred că dacă se dădea o notă la ce nu vă convine pe Valea Izei, era drumul județean. Deci acum va fi accesibil, va fi o revigorare a turismului și a serviciilor și pentru funcționarea comunităților, să știți că turismul va avea un impact pozitiv. Pentru că ne aflăm în pragul sărbătorilor de iarnă, cu toate că vom traversa niște sărbători atipice cu ceea ce suntem noi obișnuiți, doresc să urez locuitorilor comunei Iehud să aibă parte de un Crăciun fericit și binecuvântat. La fel le transmit tuturor și tradiționalul la mulți ani. Odată ce a debutat pandemia de coronavirus, multe persoane au fost puse în situația de a anula un concediu, o cazare la o unitate turistică pentru o vacanță plănuită sau de a renunța la organizarea unui eveniment, gen nuntă sau botez, fie din cauza restricțiilor impuse, fie pentru a preveni îmbolnăvirea cu noul coronavirus. De aici au apărut și unele probleme legate de recuperarea avansului plătit pentru un serviciu de care nu au mai beneficiat, cu lămuriri în privința celor prejudiciați în această situație și ce spune cadrul legal, vine Anișoara Mihali, avocat la un cabinet din Sighetul Marmației. Există două situații în aceste cazuri. O situație în care s-a făcut o rezervare, fie la un bilet de avion, fie la o unitate hotelieră, fie un pachet turistic cu care include cazare, masă pe o perioadă de timp. Dacă acea persoană nu a putut să meargă în stațiunea respectivă sau la unitatea hotelieră respectivă pentru că a fost stare de urgență sau pentru că nu s-a mai organizat acea excursie, dacă a fost vorba de o excursie, sau dacă unitatea hotelieră sau pensiunea a fost închisă datorită măsurilor care s-au impus în această perioadă, deci practic deplasarea nu s-a făcut nu din vina celui care vroia să plece în vacanță sau în weekend sau pentru câteva zile, ci din și probabil că nici din vina a operatorului de transport sau a unității de cazare, ci din cauza măsurilor impuse de către autorități cu privire la extinderea coronavirusului, atunci o persoană poate să opteze fie pentru un voucher în valoarea sumei plătite, care să poată să îl folosească într-o deplasare ulterioară, fie poate să ceară banii înapoi integral. Chiar dacă pentru unitatea de cazare sau pentru agenție sau pentru transportator nu este oportună în această perioadă să dea niște bani înapoi care i-a încasat cu mult timp înainte, când nu putea să prevadă ce se va întâmpla ulterior, dar nici nu poate să rămână cu banii încasați pentru că ar fi o îmbogățire fără justă cauză. Nu este legislație specială în domeniu după ivirea problemelor cu coronavirusul, însă există legislație generală care permite restituirea sumelor plătite cu titlul de avans în cazul în care intervine forța majoră sau intervine starea de urgență sau intervine o cauză mai presus de voința părților. Și atunci sumele de bani se pot recupera. Cel care a plătit poate să-și încaseze banii dacă dorește banii sau poate să opteze pentru acele vouchere de vacanță. În situația în care deplasarea sau
cazarea nu s-a făcut pentru că cel care a plătit nu a putut să meargă indiferent de motiv și unitatea de cazare era deschisă în perioada respectivă sau, dacă e vorba de bilet de avion sau de alt mijloc de transport, transportatorul a efectuat cursa respectivă, atunci sumele de bani nu se pot recupera, atunci nu se pot cere nici măcar vouchere de vacanță, adică vouchere pentru sumele respective, sau la înțelegere cu cel la care s-a făcut plata, dacă s-a anunțat cu ceva timp înainte, pot să ceară acele vouchere egale cu contravaloarea sumei plătite. Dacă a anunțat din timp și dacă contractul între părți stipula și o asemenea prevedere că în cazul în care se răzgândesc pot să ceară bani înapoi. Există unele contracte și dacă vă uitați și atunci când se fac rezervările la avion, de exemplu, acolo se vede cel mai bine, ca să poți să îți iei o perioadă flexibilă, adică să jonglezi cu data la care vrei să pleci, trebuie să plătești și o taxă în plus. În rest, dacă se merge pe costul standard, data nu poate fi schimbată și atunci cel care a făcut plata, dacă nu merge și cursa respectivă nu este anulată, nu va putea cere bani înapoi și va pierde integral suma. Cam astea sunt situațiile. Acum, majoritatea persoanelor au făcut rezervări pentru vacanțe, mini-vacanțe, pentru concedii, încă folosindu-se de acele oferte early booking sau în care au plătit la începutul anului sau chiar la sfârșitul anului trecut pentru vacanța din acest an, care în mare parte a fost compromisă. Acum, pe perioada de vară, de exemplu, litoralul a funcționat. Dacă au avut pentru perioada de vară rezervări și nu s-au dus, că fie că n-au avut încredere, fie că au avut probleme de sănătate, acolo deja situația cu recuperarea banilor se schimbă pentru că operatorul care a încasat banii nu este obligat să restituie suma de bani dacă unitatea hotelieră a fost deschisă și ar fi putut să ofere acele servicii, iar cel care a făcut plata nu s-a mai dus, practic a refuzat acel pachet. În aceeași situație se află și cei care au plătit un avans pentru organizarea unui eveniment. În cazul unor evenimente și aici de cele mai multe ori pentru artiștii consacrați plata avansului se face cu un an sau poate chiar mai mulți ani înainte. Nici la începutul anului nu am putut să prevedem și să gândim și nimeni n-a putut să realizeze ce se va întâmpla în acest an și care va fi impactul asupra noastră. În situația avansului dată unor artiști ar trebui văzut contractul făcut cu aceștia. În contract trebuie să fie prevăzute anumite clauze care și ce se întâmplă dacă acel eveniment nu va mai avea loc. Dacă în contract era prevăzut că evenimentul la eveniment vor participa mai mult de 50 de persoane și evenimentul nu are loc pentru că în aceste perioade nu se pot face întâlniri și întruniri nici măcar în familie cu mai mult de 50 de persoane, atunci se pot cere banii înapoi. Sau se poate amâna evenimentul, foarte mulți și-au amânat nunțile, acum botezul nu prea pot și acela să îl amân. Mulți au făcut partea de stare civilă sau partea de botez la biserică și doar masa au amânat-o pentru anul următor. Însă sunt foarte mulți care spun că nu mai are rost peste un an să mai organizez un eveniment de așa amploare. Unii consideră că n-au nicio certitudine că în anul viitor vor putea să organizeze evenimente și atunci le anulează. Unele nu mai pot fi desfășurate în anul următor, că nu,
nu toate evenimentele sunt legate de nunți, botezuri. Sunt unele evenimente care se fac anual sau unele evenimente pe care le gândești pentru sau au fost gândite pentru 2020 și în 2021 nu mai are rost să le faci că tema nu mai este de actualitate și atunci ele vor trebui anulate. Dacă motivul anulării este faptul că nu s-a putut ține evenimentul datorită limitării numărului de persoane și în contractul cu artistul era stipulat faptul că evenimentul va avea loc doar dacă vor fi atâtea persoane, atunci se pot recupera banii. Dacă s-a făcut plata unui artist și s-a spus în data de vii și în când sau desfășoară anumită activitate artistică într-o anume locație, fără să se specifice faptul că la evenimentul are loc doar dacă numărul de participanți este peste 50 de persoane, atunci nu se mai poate cere avansul înapoi, pentru că nu este vina artistului